chiar fain. Așa și ăsta de aici, am găsit. Asta e cu voi. Și acolo de când au venit medicii din Italia. Da, da. Și uite, mai avem și de aici, de la prima operație. Ăștia sunt asistenții virtuale. Ne ajută cu psihologii, da? Psihiatri. Aici e din camera de gardă de la voi, de acasă, Austria. Nu știu cine e acolo, dar e frumoasă. Un prea de Crăciun inedit la Spitalul Județean din Timișoara, care spune povestea de dincolo de ușile unității sanitare neștiute de noi ceilalți. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta, podoabele viu colorate au fost înlocuite cu fotografii surprinse în zona roșie în lupta cu virusul SARS-CoV-2. Deși a fost un an dificil, cei care trec pe lângă falnicul cu pom de Crăciun zâmbesc în amintirea momentelor surprinse în fotografii. A fost chiar o surpriză extraordinară, pentru că nu ne așteptam într-adevăr să apărăm ca și podoabe ale spitalului, practic. Ne uităm cu drag fiecare și fiecare dimineață zâmbim când trecem pe lângă el și mai vedem colegi care se uită și își aduc aminte de diverse povești, de diverse întâmplări din această pandemie care ne-a afectat pe toți. De exemplu, eu am o poveste de suflet, pe care o revăd cu drag în poza aceasta. Este unul dintre pacienții dragi. Zâmbeam amândoi pentru că era fix momentul în care am descoperit că îi crește oxigenarea, avea pulsoximetru pus aici pe mână și era oxigenul la nivelul cel mai mare de când era internat la noi. Dânsul era cu o patologie complexă și, sincer, am avut câteva emoții pentru el, dar aici, îl vedeți, eram practic, dansam de bucurie acolo în jurul lui și era foarte, foarte emoționant momentul. Eram amândoi fericiți. Bradul de Crăciun surprinde momentele în care unitatea sanitară a fost dotată cu filtre de dezinfectare, materiale sanitare și echipamente de protecție. A fost foarte greu la început, dar până la urmă directorul de îngrijire în acesta s-a obișnuit. Atât el cât și personalul din subordine, asistenți, infirmieri, îngrijitori. La început exista temerea că nu ne vor ajunge materialele de echipamentele de protecție. Vai, dacă n-avem, dacă... Am avut de toate. A apărut după aceea teama că acestea nu ne protejează suficient. Nu e adevărat, ne protejează. A trebuit lucrat cât dintre ei am putut să le putem explica, atât eu cât și asistentele șefe, să aibă încredere în echipamentul de protecție. Nu se vor infecta, nu vor muri. Era haosul acela de început. Temerile, ei tot vedeau la televizor. Vai, mor medici, mor asistenți. Nu s-a întâmplat, am avut acest mare noroc. Deși a fost un an extrem de dificil pentru întreg sistemul sanitar, pentru Spitalul Județean din Timișoara, reușitele au fost premiate pe bandă rulantă. Bradul de Crăciun de anul acesta de la Spitalul Județean din Timișoara este unul special și este unul mult mai frumos din punctul nostru de vedere. El arată povestea neștiută, dincolo de uși, neștiută de publicul larg, de cetățeni. El arată lupta colegilor mei de anul acesta, în acest an pandemic, în acest an deosebit de greu. Avem... printre momente, lupta din zona roșie, lupta pentru viața doctorilor. Avem premierele naționale din acest an pandemie. Iar acum, ultima podoabă adăugată în acest an în locul tradiționalelor podoabe luminoase care nu ne-ar fi plăcut, este premiul Solidaritate obținută de Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Județean, care ne recomandă și ne mulțumește prin această distincție, pentru tot efortul și devotamentul arătat pacienților în lupta noastră, umăr la umăr, de a salva cât mai multe vieți. Oricine trece pe lângă bradul de Crăciun pleacă mai bine dispus și cu zâmbetul pe față.